Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. De această dată, cu voi vor fi Marina Mironica și Carol Pataki. Suntem studenți la sociologie și ne propunem să discutăm pe marginea temelor cercetate recent în domeniu. Avem o invitată deosebită de data aceasta, Veronica Mateescu, lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității babeș -Boiei. Activitatea ei se plasează la intersecția dintre sociologie și psihologie socială, ea scriind despre cultura organizațională și diversitatea culturală la locul de muncă. Cei mai mulți dintre noi ajungem să lucrăm și să ne petrecem timpul în asemenea medii, fie că lucrăm la multinaționale, asociații non-profit sau instituții de stat. Așadar, e o direcție destul de populară, cea a cercetării tipurilor de management, analize eticii și culturii din organizații. Veronica, tu ți-ai scris doctoratul și ai și o carte pe acest subiect, lucru care este extrem de interesant pentru, cumva, cercetarea din domeniul sociologiei. Care-i uh, povestea din spatele acestei cercetări? Cum ai, uh, cum ai ajuns să o faci și ce înseamnă pentru tine cultura organizațională? Acum, legat de povestea din spatele cercetării. Pentru managementul intercultural e o temă pe care mi-am ales-o pentru doctorat. Am ajuns la ea pentru că, inițial, mi-am făcut lucrarea de licență în domeniul imaginii de corporație, a identității vizuale. M-au interesat și elemente care țin de partea de responsabilitate socială corporatistă și citind ceea ce mă interesa, am găsit foarte multe informații care veneau din foarte multe sfere. Apoi am făcut un masterat de uh, resurse umane, și în cadrul acestui masterat am început să fiu interesată de partea aceasta de comportament organizațional, climat organizațional, ce se întâmplă în interiorul unei organizații și de această idee de diferență. Acum, ideea de diferență, ulterior, aprofundând acest domeniu, Uh, am văzut clar că este o raportare problematică, deși, în termenii managementului intercultural, de foarte multe ori terminologia folosită e cea de diferență culturală. Pentru că, dacă vorbim de o diferență culturală, înseamnă că avem un standard. Un standard de uh, normalitate și uh, tot ceea ce se abată de la standardul respectiv creează, este diferit. Și noi știm că, de foarte multe ori, diferența. Nu este văzută neapărat într-un sens pozitiv, ci de multe ori într-un sens negativ și asta creează și niște ierarhizări, ca să spun așa. Și în felul acesta m-a foarte mult, probabil pentru că am acest tip de interes, dacă vreți mai larg legat de Ceea ce se întâmplă, nu știu, sau ceea ce se numește justiție socială, ca să zic așa. Și asta era o formă care rezona cu mai multe interese de ale mele și așa am ajuns să fac un doctorat pe tema managementului intercultural. La vremea respectivă era un domeniu destul de puțin studiat în România. Și am intrat într-o literatură extrem de stufoasă care venea, dacă vreți, dinspre sociologie, dinspre antropologie, dinspre economie, dinspre management. Am citit foarte multe lucruri, pentru că nu era nici foarte clar conturat ca domeniu, încât să pot să-mi fac o părere despre ce înseamnă managementul intercultural. Și în cadrul acestui... Uh, uh, Acestu, acestei cercetări sau acestui studiu, dacă vreți, o parte este cultura organizațională, pentru că, de fapt, la nivelul unei organizații, sunt mai multe niveluri ale culturii și o parte este cultura organizațională. Deci, cam asta ar fi povestea din spate. Legat de întrebarea cu uh, ce este cultura organizațională, uh, o să vă spun uh, o variantă simplă. Uh, este uh, o variantă simplă și care, practic, este definiția care a fost dată de cel care uh, a introdus prima oară conceptul de cultură organizațională în 1979, Petigru, care a studiat acest fenomen al culturii organizaționale și de acolo a deschis un drum, uh, care spunea că uh, este, de fapt, cultura organizațională, este un sistem de sensuri, care este acceptat, colectiv și public, la un moment dat, de către un, un anumit grup, într-o anumită perioadă de timp. Deci, asta este varianta, dacă vreți, inițială, și care, din punctul meu de vedere, e o variantă compre comprehensivă. Uh, însă, uh, dacă vreți, o variantă pe care este mai frecvent întâlnită este aceea de credințe, norme și valori împărtășite la nivelul unei organizații. Se fac, s-au făcut treceri în revistă ale literaturii în domeniul culturii organizaționale, tocmai pentru că sunt foarte multe definiții ale culturii organizaționale, încât cultura organizațională a ajuns să fie considerată un fel de concept tip coș de gunoi, în care când Vrei să spui că este ceva în organizație unde nu știi unde se amplasezi și că țină de cultura unei organizații. Și atunci trecerile acestea în revistă au avut drept scop să vadă ce este comun în definițiile culturii organizaționale și elementul comun era acesta de norme și valori împărtășite la nivelul unui grup. Acum, în ce măsură sunt împărtășită de către toți membrii unui grup, asta este o altă discuție, poate ajunge mai departe legat de discuția asta. Vreau să întreb legat de ce spuneai când apare conceptul de uh -huh. cultură organizațională. Uh -huh. Spuneai că în anii 70-80. Da, în anii 70-80. Poți să ne spui în ce context este definit acest concept? Care este contextul? Cum apare cultura organizațională? Am înțeles din ce ziceai că apare în contextul competitivității internaționale? Da. da, exact în contextul competitivității internaționale era și de ce competitivitatea internațională se punea tot mai mult problema cum firmele pot să fie mai eficiente. Și atunci au apărut, de deci ce este acest, acest articol care de fapt leagă ideea de cultură organizațională de ideea de angajament, de atingerea unui scop și de ideea de ordine. Și că, de fapt, dacă există, dacă se folosește cultura organizațională, cum se folosește acum termenul acesta de manegeriere a culturii organizaționale, ceea ce la vremea respectivă nu era formulat așa, dar dacă uh, se folosește cultura organizațională, oamenii pot fi motivați în direcția de a se atinge un anumit scop, să fie mai angajați, să fie implicați în organizația respectivă și leagă foarte mult cultura organizațională de existența unui lider sau a unui fondator. Ceea ce ulterior generează un întrecurent care este prezent și în momentul de față în, cu în studierea culturii organizaționale, în care de foarte multe ori cultura organizațională se consideră că e ceva ce este creat de către manager dar o să ajungem mai târziu la această discuție. Și în Statele Unite ale Americii apar mai multe cărți. Principala carte este cea lui Peter și Waterman, În căutarea excelenței, în care cei doi vin din domeniul consultanței și practic iau... 62 de firme, inițial, ulterior, cred că au rămas la 43 de firme, bune pe piață, firme performante, și, practic, ei ajung la concluzia că, de fapt, de asta sunt performante pentru că au un anumit tip de cultură organizațională. Este foarte criticată această carte pentru că, de fapt, nu are o bază științifică și se pleacă de la ideea că deja sunt, adică sunt performante, de unde știm că singura variabilă care a dus la performanță este partea aceasta de cultură organizațională și în care ei vin cu un fel de receptă, dacă vreți, pe care orice manager, dacă vrea să aibă succes, trebuie să le urmeze. Astfel încât, dacă se reușește crearea acelui tip de cultură organizațională, organizațiile o să aibă succes. Deci cam astea sunt debuturile, pentru că, practic, cultura organizațională e legată de ideea de performanță și atunci cred că se înțelege mai bine de ce este toată această preocupare legat de cultura organizațională. Mă gândeam să facem o referire la prezent și la felul în care aceste culturi organizaționale cum au ajuns la un nivel înalt de profesionalizare în ultimii 40-50 de ani și atunci, nu știu, dacă ai putea să ne spui cum se reflectă această tendință spre a avea o organizație și o cultură foarte evidentă în contextul în care munca este Munca, ca atare, este foarte, tot mai flexibilă. Angajații nu știu, pleacă, vin, sunt mai. mai puțin legați de locul de muncă decât poate era în anii 70, când uh, era totul organizat în, în jurul acestei, acestei firme sau acestui birou. Acum, cum se mai potrivește cultura asta organizațională, mm. sau ce s-a schimbat în ea? Că am senzația că există niște. Uh, acum, sigur, fiecare grup își dezvoltă an, o anumită cultură. Deci cultura organizațională în sine nu o să dispară niciodată. Dacă înțeleg uh, ceea ce mă întreb, e legat în ce măsură oamenii uh, mai sunt atât de atașați de o anumită organizație, nu? Și atât de integrați în cultura organizației respective, în condițiile în care mobilitatea lor este mult mai crescută. Cum depinde foarte mult și de tipul de profesie sau de în care sunt profesii în care mobilitatea e mai crescută, sunt profesii în care mobilitatea e mai scăzută. Și atunci, de foarte multe ori, într-adevăr, se ridică această problemă și organizațiile își pun această problemă cum, de fapt, să-i facem pe oameni să rămână atașați da? sau să se atașeze, nu neapărat să rămână atașați sau să se atașeze, pentru că de foarte multe ori oamenii sunt, pot fi atașați mai mult de cultura profesională. De asta vă spuneam la început că sunt mai multe niveluri ale culturii în momentul în care vorbim despre partea aceasta de management intercultural, deși în mod clasic managementul intercultural e asociat cu diferențele culturale naționale, dar poate o să dezvoltăm mai târziu. Uh, și atunci, da, conceptul în sine rămâne valabil și se încearcă diferite modalități de a-i motiva pe oameni, de a-i face pe oameni să rămână, de a-i face pe oameni să fie implicați. Însă, acum este o foarte mare diferență între ce se intenționează prin această formalizare a culturii organizaționale, chiar se vorbește de un management al culturii organizaționale, și ceea ce se întâmplă în realitate. Dacă vreți, e o diferență între cultura declarată și cultura trăită. Da, eu cred că uh, mă gândeam la ceva mai. mai poate mai specific sau mai particular de. Uh, de schimbările care se, se produc, știi, având în vedere că uh, cum a există, sau de câte îmi dau eu seama, există și o tendință de a acoperi tot mai mult spațiu din, din viața angajaților. Chiar și atunci când nu sunt la muncă, prin, nu știu, activități de timp liber mm -hmm. care sunt făcute cu colegii, și cum mai, mi se pare că e așa o. cum, cum să-i spun, o acoperire tot mai largă și a altor dimensiuni a vieții. În sensul în care nu e doar despre veni îmbrăcați la costum, la Sigur. muncă, ci e da. și despre unde mergem să ne odihnim, în ce fel de timp building-uri facem. Da, um. Adică sunt elementele care, în terminologia culturii organizaționale, partea aceasta de ritualuri, legat de cultura organizațională. Eu nu văd o schimbare, pentru că de fapt, dacă se citește un pic de istoric legat de partea aceasta de cultură organizațională, firme mari își extindeau și mai de mult aceste activități dincolo de granițele a ceea ce se întâmpla la nivelul organizației, în care oamenii trebuiau să poarte costum și în afara organizației respective erau considerați ca reprezentând organizația în orice mediu. Deci identitatea omului ca membru al unei organizații se extindea dincolo de granițele organizației respective. Deci, din punctul meu de vedere, e o continuitate. Poate că acum lucrurile sunt mai evidente. Și sunt foarte mulți oameni care reacționează la uh, această extindere uh, dincolo, să zicem, extindere în viața personală mai mult, pentru că ajung să fie saturați de team building-uri, ajung să fie saturați de aceste evenimente de socializare, însă acolo un element foarte important este uh, legat tocmai de cultura organizațională, adică dacă nu participi la aceste tipuri de uh, evenimente, aceste modalități de socializare, ce se va întâmpla în relație cu colegii? Poți să fii marginalizat? Există și variante mai drastice, spre exemplu, în care știu că există companii în care în criteriile de evaluare ale angajaților includ și acest criteriu care este foarte subiectiv al angajamentului față de organizație și în care, spre exemplu, angajamentul față de organizație este definit prin participarea la team building-uri, chiar dacă team building-urile în sine nu sunt obligatorii în momentul în care team building-ul este inclus ca un criteriu de evaluare, devine ceva obligatoriu. Sau așa numitul comportament cetățenesc. Asta înseamnă ca eu să îmi ajut colegii, să particip la îndeplinirea intereselor organizației într-un mod voluntar. Chiar cu plăcere, ca să zicem așa, și atunci ăsta să fie iarăși un criteriu inclus în acest angajament: dacă am participat, și atunci să exercită o presiune în care, dacă nu participi la aceste activități, asta poate să aibă consecințe asupra ta, atât formal, ca să spun, cât și informal. Deci, asta este o formă, dacă vreți, în care. Cultura organizațională funcționează ca un mecanism de control, ceea ce sigur se întâmplă și în interiorul organizației. Sună destul de stopic toată ideea asta, și mi se pare interesant, interesant și neplăcut felul în care este instrumentalizată această cultură organizațională sau managementul culturii organizaționale, în urmă scopul productivitatea, nu? Creșterea productivității. Da. Din perspectiva managerială, da, ăsta este principalul scop. Randamentul, productivitatea și uh, am motivația angajatului, dar am motivația angajatului tot în aceeași direcție. Acum, asigur, nu știu exact care e premisa dacă se pleacă și de la ideea de satisfacție și a angajatului. Cam așa se pune problema că dacă angajatul e satisfăcut, atunci va fi mai motivat, va munci mai bine și asta îi va permite atingerea și a intereselor personale și a intereselor organizației, dar desigur acesta este discursul de foarte multe ori. Și interesele personale, mă gândesc, coincid destul de multe ori în, din perspectiva lor da. cu interesele organizaționale. Da, da, deci din perspectiv, pentru că asta este problema cu perspectiva managerială asupra culturii organizaționale în care, vă spuneam la început, de acele, acel caracter împărtășit al normelor și al valorilor, în care, per, din perspectiva managerială se consideră că toți oamenii care sunt într-o organizație cred în aceleași lucruri, au aceleași valori, aderă la același lucru și că există un grad foarte mare de uh, unitate. Un grad foarte mare de unitate, nu se iau în calcul subculturile care pot să existe în organizația respectivă. Spre exemplu, membrii unui departament pot să aibă o serie de valori și de norme diferite de membrii unui alt departament plus diferențele individuale care apar și care în literatura de specialitate se studiază și se discută despre această concepție unitară asupra culturii organizaționale, care la bază are tot rațiuni legată de eficiență și de productivitate, pentru că se pleacă de la premisa că dacă există o cultură unitară, atunci este o cultură puternică. Cultura puternică, ce înseamnă? Că toți oamenii cred în același lucru, toți oamenii se îndreaptă înspre același scop și atunci o să fie cu toții motivați apropo de ceea ce spuneam cu aceste scopuri. Și asta ar duce la o productivitate sau un randament mai crescut. Dar, sigur, acolo pot să apară probleme, pentru că știm că în condițiile în care, odată că nu e posibil ca toți oamenii să creadă. În același lucru, și să zicem că se produce acest lucru, poate să apară cel puțin uh, un prim efect care îmi vine în minte, acest fenomen al gândirii de grup. Nu? Gândirea de grup în care, de fapt, oamenii uh, merg în aceeași direcție, nu mai au în calcul părerile disonante și asta este o formă de închidere, și în același timp poate să aibă consecințe negative. Se pot lua decizii. Prostă. Chiar vreau să fac un pic de referire la felul în care se construiește mm. această cultură organizațională în interior, la ritualuri, și mă gândesc că aici, când ai Halloween party la Office, sau genul să team building, cum ai spus și tu. Și sunt sigur că multor oameni le plac chestiile astea, dar mi se pare și mai interesant felul în cum aceste activități sunt instrumentalizate pentru binele companiei, până la urmă, nu? Absolut, sunt și oameni cărora le plac acest lucru și care sunt motivați pentru că de asta și funcționează. Adică dacă ar fi doar uh, o zonă în care lucrurile nu funcționează, nu s-ar mai pune așa de mult accentul. Însă, cred că uh, discuția care rămâne este legat, uh, ok, asta este doar o parte din cultura unei organizații, pentru că degeaba, spre exemplu, facem team building-uri sau Halloween party sau uh, toate formele aceasta de socializare și de integrare, pentru că unul din scopuri este și de integrare, un alt scop este cel de motivare. Ce, dacă aceste lucruri nu sunt susținute și prin alte politici și practici ale organizației, în care omul de fapt să uh, se simtă apreciat, să fie, să zicem, recompensat echitabil sau să aibă condiții de muncă bune. Toate aceste lucruri sunt de fapt un fel de poleială și este posibil ca ele să nu funcționeze. Adică. O problemă cu această perspectivă managerială este uh, faptul că foarte multe lucruri uh, sunt văzute fără implicațiile lor politice, dacă vreți. Deci este o perspectivă apolitică în care se discută, da, acesta este tipul de cultură organizațională pe care ni-l dorim, uh, spre exemplu, avem programe de uh, diversitate culturală și o să ajungem și la subiectul acesta și uh, atunci, ok, dar care, ce se întâmplă în spatele acestor lucruri, nu cum uh, se trăiește exact? în organizația respectivă, care sunt relațiile de putere din organizația respectivă. Adică, degeaba uh, avem acest discurs al fericirii, nu? Uh, se vorbește în management mai nou de angajatul fericit, angajatul este fericit, uh, clientul este fericit, uh, nu se mai vorbește de satisfacție, a fost înlocuită cu ideea de fericire. Ok. Ce se întâmplă în spatele fericirii, da? dar mă gândesc că există o grămadă de cercetări care sunt făcute nu doar din, din interes, să zicem, sociologic sau antropologic, ci există și cercetări care poate își doresc într un mod foarte genuin să fie de ajutor și productivității, dar să nu fie în defavoarea angajaților. Absolut. Mă gândesc care care este nu știu, care este tendința sau care sunt lucrurile pe care Managerii vor să le facă încât să nu știu, să aibă toată lumea de, de câștigat. Sau cumva cel puțin dacă se văd așa dintr-o parte că nu știu, nu, nu sunt orientate doar spre productivitate, ci sunt chiar uh, menite să aducă, nu știu, bunăstare și înțelegere, cumva în colectiv, să Absolut, zicem. deci sigur, nu putem să plecăm doar de la această premisă în care se urmărește uh, la un nivel strict productivitatea și randamentul, dar dacă ne uităm în spate Adică, de ce am nevoie ca omul să fie satisfăcut și motivat? Sigur, ca și lui să-i fie bine, da? Și companiei să-i fie bine. Adică, întotdeauna, din perspectivă managerială, discursul nu este angajatului să-i fie rău și companiei să-i fie bine. Și nici în practică nu stau neapărat așa lucrurile, că se pleacă de la premisa faptului că. Satisfacția angajatului, cum spuneam, îl face să fie mai motivat și lui este bine, și companie este bine. Citeam, cred că un, în unul dintre textele tale, că uh, diversitatea aceasta culturală, care se manifestă diferit uh, în diverse etape, fie că e vorba de gen, fie că e vorba de rasă, de etnie, de uh, clasă socială și multe alte categorii care sunt în diverse momente. Puse sub vizor, să zicem așa, și mă gândeam la uh, cât, nu știu, în ce măsură a devenit, uh, a devenit important să fie reflectată această diversitate culturală, să zicem așa, pe care eu n-aș numi o diversitate culturală, pentru că ne duce, așa, cu gândul la ceva foarte ușor și de suprafață, dar în ce fel această diversitate din societate a ajuns să fie reflectată în companii? Și de ce este important să fie reflectată? Adică de ce companiile pun preț pe, pe aspectul ăsta? A ajuns să fie reflectată chiar sub această formă de management al diversității culturale, deci asta este terminologia care este folosită, dar să știți că nu e o preocupare recentă, adică nu este o sigur coincide cu discursul la nivelul societății mai largi de recunoaștere și de valorizare a diversității culturale, care sigur vine Uh, și din uh, imaginea pe care o organizație o are în momentul în care funcționează în societate. Organizația nu funcționează în vid, trebuie să se racordeze la ceea ce se întâmplă în societate, și în același timp, uh, și pentru că uh, legislația antidiscriminare este mult mai uh, populară. Semnificativ. semnificativă, da. Deci legislația antidiscriminare este mult mai semnificativă și atunci și plus că au fost mai multe probleme, au fost procese, au fost scandaluri, au fost în care s-au produs discriminări pe baza diferite criterii și atunci organizațiile, mai ales organizațiile mari, care sunt mult mai vizibile, sunt mult mai atente la aceste programe. În același timp, prin programele de management al diversității culturală, de fapt, ceea ce se propune este ideea de a se crea, crea un mediu de lucru da, un mediu de lucru inclusiv și vine aceeași întrebare: de ce avem nevoie să creăm acest mediu de lucru inclusiv, încât oamenii să se simtă bine, să nu existe tensiuni, să fie satisfăcuți și ajungem exact la... Același, pe aceeași direcție, în care de ce oamenii să fie satisfăcuți, ca să fie motivați, ca să muncească, ca să rămână în organizația respectivă. Deci, este legat tot, dacă vreți, tot din punctul meu de vedere, desigur, tot de partea aceasta de randament, de productivitate, de eficiență, indiferent care este forma. Și, da, sunt. Programe de management al diversității culturale, de recunoaștere a diversității culturale, care și asta, dacă vreți, sunt un element de cultură organizațională în care. Uh, spre exemplu, compania vrea să transmită că este o uh, companie tolerantă, deschisă. Sunt foarte multe companii care își declară valorile după care se ghidează, principiile după care se ghidează și în care, spre exemplu, egalitatea de șanse uh, este un, unul dintre principiile care apare foarte frecvent. Acum, uh, da, depinde și forma pe care o ia acest management al diversității culturale, pentru că dacă se rămâne la nivelul unui training de sensibilitate culturală și în care se discută, ok, ce înseamnă diversitatea culturală, ce înseamnă diferențele culturale, este mult prea puțin. Mi se părea că se pliază foarte bine ce povestești despre, despre acest management al diversității pe foarte multe discuții pe care le-am tot observat în, mm. pe internet în ultima, în ultima vreme, să zicem așa, în care marile uh, holding-uri, corporații își proiectează, adică proiectează aceste valori și această cultură organizațională. Cumva, într-un fel de oglindă din aia dublă, în care societatea vine cu niște cerințe Absolut. la adresa firmelor, da. a corporațiilor, iar acestea le și le însușesc pentru a, pentru a avea, pentru a-și crește productivitatea și veniturile, după care. Urmează o nouă etapă în care le reflectă din nou asupra societății. Da. Fie că e vorba de uh, aceste reclame, de exemplu, foarte populare, mm. care uh, luptă cu masculinitatea toxică sau cu uh, empowering-ul femeilor, da. sau fie că e vorba dacă, nu știu, mă gândesc acum la cel mai recent exemplu al de la Marvel, care, cumva, în momentul în care fac un film cu supereroi, țin foarte mult la această dimensiune în care să. Să se vadă că ei îmbrățișează valorile acestea despre diversitatea ale de societății. Care e un lucru, mi se pare că. Nu știu dacă există cercetări în sensul ăsta, pentru că ar fi foarte interesant să vezi cât de mult este constrângere și cât de mult este dorință proprie sau. Nu știu dacă corporația poate să aibă oh. dorință proprie. Sigur, acum, da, aici este o discuție foarte generală, dacă vrei, legat, spre exemplu, cum sunt și programele de responsabilitate socială corporatistă, adică în ce măsură, de fapt, aceasta vine dintr-o preocupare reală în domeniul respectiv sau este ca urmare a une, unor constrângeri. Exterioare și a unor necesități care țin de imagine. Eu nu știu să se fie ajuns la un consens în acest domeniu. Acum, pe de altă parte, programele acestea de management al diversității culturale sau programele de responsabilitate socială, dacă tot am ajuns aici. Cred că sunt utile, adică nu trebuie să pornim neapărat de la premisa. Că întotdeauna, în toate cazurile, lucrurile sunt numai de aparență, și că este doar o formă în care se urmărește obținerea unei imagini pozitive. Pentru că asta mi s-ar părea o variantă foarte reducționistă, însă, în același timp, da, cred că trebuie citit. Și dincolo de discurs, pentru că de asta cercetările, și asta era spre exemplu o critică mai generală în domeniul managementului diversității culturale, în care foarte mult timp că s-a numit management intercultural, că s-a numit management comparat, dacă vreți, cercetările legate de diversitatea culturală de fapt vizau ceea ce se numește diferență între culturile naționale și atunci. Critica a fost că, ok, noi ne axăm pe evidențierea unor diferențe între culturile naționale. Există o serie de modele propuse de cercetare a culturii naționale. Modelul lui Hofstede, spre exemplu, este unul dintre modelele uh, foarte folosite, nu numai în mediul academic, și în mediul de consultanță, care se pleacă de la premisa că orice cultură națională Poate fi descrisă prin prisma mai multor dimensiuni, cum ar fi, spre exemplu, raportarea la incertitudine sau uh, distanța ierarhică. Și atunci, foarte multe cercetări în acest domeniu, de fapt, ce fac? Urmăresc să vadă în ce măsură aceste lucruri se identifică în uh, țara respectivă și în ce măsură asta impactează organizațiile care funcționează într-un anumit context și la ce anume duce. Și una dintre critici este aceea că tocmai ar trebui să se cerceteze concret ce se întâmplă într-o organizație. Adică, ok, avem un program de recunoaștere a diversității culturale, dincolo de faptul că am văzut mai multe organizații mari care menționează pe site-urile lor, avem un program de recunoaștere și valorizare a diversității culturale și de foarte multe ori apare organigrama organizației respective în care sunt puse și imagini cu chipurile oamenilor și cu numele acestora, în care, de fapt, dacă citim, este o formă în care ni se prezintă ok, nu putem vedea femei, putem vedea bărbați, nu alegem pe anumite criterii rasiale, sunt nume care pot să indice origini etnice sau origini naționale diferite, dar dacă doar asta înseamnă, nu și în realitate, spre exemplu, la nivelul poate aceleiași organizații, nu vreau să zic neapărat, dar poate aceleiași organizații. Spre exemplu, dacă ești femeie, nu poți să fii promovată. Dacă ai o anumită orientare sexuală, ești discriminat explicit sau implicit. Atunci, degeaba vorbim de diversitate culturală, pentru că lucrul acesta, în practică, nu se reflectă. Și apoi vine întrebarea legată, spre exemplu, de. În ce domenii sunt aceste programe de recunoaștere a diversității culturale? Pentru că, spre exemplu, într-o fabrică mai puțin frecvent apare nu ideea de recunoaștere a diversității culturale sau programele respective. Pe ce pune accent organizația? Pentru că sunt foarte multe situații în care, urmărindu-se avantajele de cost, ceea ce primează este, dacă vreți, acest interes economic, în ce măsură atunci în urmărirea acestui interes economic mai țină în cont de diversitatea culturală. Pentru că, de fapt, diversitatea culturală e o diversitate umană, până la urmă. Cum că tot felul de discuții, ce anume, care sunt criteriile în funcție de care se evaluează diversitatea culturală, că sunt criteriile sociodemografice clasice, că sunt uh, acele elemente în care, spre exemplu, se vorbește de o diversitate cognitivă, faptul că oamenii au... Uh, Formări diferite, au expertize profesionale diferite, plus acele uh, diferențe care sunt date de personalitatea fiecăruia. Toate acestea, de fapt, la nivelul unui loc de muncă, constituie surse de diversitate. Se numește Management Diversității Culturale, de acolo sunt diferențe, nu știu, de gen, de toate chestiile astea, da. care cultural parcă nu e cuvântul potrivit. E că, uh. evident, nu e. Da, până la urmă sunt. De asta zic, e o diversitate umană până la urmă. Ce ne face și ideea este că din perspectiva managerială, adică dacă se scot mizele politice din calcul, nu? Acolo noi trebuie să vedem cine are puterea în organizații, nu? În funcție de relațiile de putere care, de fapt, că este o formă de... Că de asta spuneam la început, cultura organizațională este un sistem de sensuri. Nu? Care funcționează la un moment dat. Pentru că, la nivelul organizației respective, se creează un sistem de sensuri legat de ce înseamnă, spre exemplu, muncitorul sau lucrătorul ideal. Nu? Ce înseamnă performanță? Care sunt criteriile pe baza cărora oamenii trebuie promovați? Nu știu, polarizări de tipul superior-inferior, corect-incorect, care toate se reflectă în uh, relațiile de muncă. Menționez de asemenea felul în care cultura organizațională este asemănătoare cu principiile fordiste și sunt curios cum mai exact și dacă poți să detaliez în ce constă aceasta. Acum, cred că afirmația mea este făcută în contextul unor studii de caz pe care le-am făcut în niște firme de producție în sistem LON. Cum, legat de cultura organizațională, ea poate să meargă în orice direcție, pentru că depinde foarte mult care sunt valorile și normele din organizația respectivă, care este modul de organizare al organizației respective, care este domeniul de activitate al organizației respective, care este scopul organizației respective, pentru că nu toate organizațiile, spre exemplu, au drept scop profitul. Sunt și acele organizații care sunt destinate unor scopuri sociale și ele au o cultură organizațională. și în care, sigur, și în acea cultură organizațională se urmărește eficiența sau randamentul sub o altă formă. Vreau să zic că poate depinde, așa, și depinde foarte mult de fapt ce se întâmplă în organizația respectivă, pentru că, în contextul în care. Am făcut această afirmație, chiar dacă nu exact sub forma aceasta, e vorba de niște firme în domeniul producției, în care exista o diviziune foarte strictă a muncii, în care existau norme foarte strictă de control, în care erau aceste reguli ale tăcerii, în care în timpul programului de lucru nu trebuie să se lucreze din rațiuni de productivitate și dacă ne uităm la, spre exemplu, literatura în domeniul managementului științific, Asta era o propunere pe care a făcut-o Taylor, părintele managementului științific, așa cum este considerat, ca în timpul programului de lucru să nu se vorbească, pentru că asta duce la scăderea concentrării și la scăderea productivității și a eficienței și există mai multe firme, mai ales în domeniul producției, în care este impusă această regulă a tăcerii oamenilor, nu li se dă voie să vorbească sau să vorbească la telefon și asta nu este numai din cercetările mele, am mai întâlnit și în cercetările făcute, spre exemplu, de studenți pentru lucrări de licență sau de dizertații sau în alte studii care au fost făcute pe această parte de producție în principal. Acum nu știu în alte uh, domenii, și de asta cred că vorbeam de această similaritate. Mă bucur foarte mult că ai menționat uh, faptul că cumva noi ne-am referit la organizații și cultură organizațională, asumând că discutăm despre firme mari în care Absolut. se face mai des muncă uh, intensivă intelectual și mai puțin exact. intensivă fizic. Și uh, mențiunea ta m-a făcut să mă gândesc dacă și cum se cercetează aspectul ăsta al culturii organizaționale în alte forme de organizații, care, cum ziceai tu, fie au o misiune socială, fie sunt organizații non-profit, fie sunt, poate, niște organizații care realizează activități economice, dar au un alt principiu de organizare, nu știu, sunt uh, niște cooperative sau nu, sunt niște forme din astea comunitare de activitate. Ce știi sau ce ai putea să ne spui despre această cultură organizațională și cum, cum o construiesc și cum fac față oamenii la asemenea lucruri în alte forme de organizații decât astea ancorate în uh, modul de producție capitalist care presupune profit. Aici trebuie să o să răspund uh, pornind de la o remarcă mai veche pe care am făcut-o, în care foarte mult timp în... Uh, Presa economică, dacă vreți din România, se vehicula această idee că doar că firmele multinaționale au o cultură organizațională, că firmele românești nu au o cultură organizațională, că firmele mari au o cultură organizațională, firmele mici nu au o cultură organizațională. Ceea ce este complet greșit, pentru că, de fapt, în orice grup, în orice formă de organizare structurată și formalizată, se creează o cultură. Se creează o cultură care, de fapt, se creează din interacțiunea între oameni, pentru că în orice grup există un set de norme, există niște valori, există niște credințe, există niște principii după care oamenii respectivi se ghidează ceea ce este diferit, este că în anumite cazuri există cunoștințe legate de faptul că, da, este o cultură organizațională, putem să influențăm cultura organizațională, ne dorim să schimbăm cultura organizațională și putem să o folosim, da? Deci este această idee de a o putea folosi în sine cultura organizațională să devină un ca orice alt instrument de management. De asta nu înseamnă că în alte tipuri de organizare, grupurile respective nu sunt caracterizate printr-o cultura organizației. Ziceam la începutul discuției că Veronica este o invitată specială sau deosebită, să zicem așa, pentru că, nu știu, noi în sociologie avem această relație foarte specială cu tot ce înseamnă psihologie și studii din psihologie. Iar tu, având această pregătire care îți vine, îmi dau seama foarte bine în, în completare cum te ajută. Faptul că ai și studii, și experiență, atât în sociologie, cât și în psihologie, atunci când faci cercetare, și cum, cum le îmbin pe acestea două? Cred că la început mi-au venit natural. Ulterior mi-am dat seama că, de fapt, <laughs> sunt, dacă vreți, două domenii aparent diferite. Pentru că, din punctul meu de vedere, psihologia și sociologia, ne referim numai la asta două, studiază oamenii. Depinde pe ce se pune accentul, pentru că există această diferențiere care se face: că psihologia studiază individul și sociologia studiază societatea. Însă, până la urmă, nu putem să vorbim de un individ care există în vid. E un individ care funcționează într-o anumită structură socială și, în același timp, sigur, individul funcționează într-o structură socială. Dar există și anumite particularități individuale. E o discuție mai largă. Da, și particularitățile individuale ale individului au apărut tot într-un context social. Însă, din punctul meu de vedere, cred că sunt două domenii care se împlătesc foarte bine și care îți permit, de fapt, să ai o perspectivă mult mai completă. Asupra modului în care un individ funcționează, că e în societate, că e la nivel de organizație, că e la nivel de familie, spre exemplu, în orice formă în care el funcționează, cred că e o variantă în care poți să ai o perspectivă mai completă și încerc să nu privesc clinic. În momentul în care. Intră în această parte de cercetare, încerc să nu privesc individul din punct de vedere clinic, cum să zicem ar fi tendința prin partea mea psihologică și terapeutică de formare, și să mă interesează de fapt cum trăiește omul respectiv, din toate punctele de vedere. Foarte interesant. Mă bucur că cumva ne apropiem de sfârșit în această, în această cheie în care trebuie să, să fim atenți atât la structuri cât și la individ, și la felul în care societatea ne condiționează într-un fel sau altul, și felul în care noi ajungem să răspundem la provocările, să zicem, sau dificultățile pe care ni le, ni le dă, nu știu, mediul înconjurător. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitata din acest episod a fost Veronica Mateescu. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babeș bolyai Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Carol, compoziție muzicală și masterizare Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare, mulțumim IBS Radio. Mai multe despre contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasturi. Vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaronprotonmail.com. Pe curând! Bye! Pe Așa!